Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, viziune, citire pe foaie. Înainte să începem citirea pe inițiale, citirea pe foaie pe inițiale, am să doresc tare mult să vă mulțumesc pentru toate mesajele, pentru faptul că veniți și reveniți pe canalul meu de YouTube, pentru noi abonați. O puteți face în continuare dacă doriți, bineînțeles, apăsând butonul abonare, este gratuit și clopoțelul să vă ajungă videoclipurile în timp util, adică în momentul în care le urc pe YouTube să fiți anunțați. Vă mulțumesc pentru sprijin și pentru faptul că sunteți alături de mine din ce în ce mai mulți. Bun, vom începe citirea pe foaie, pe inițiale. Haideți să vedem ce se mai întâmplă. V-am spus, foaia este și pentru domn și pentru doamne, este o citire generală, n-am cum să vă, la fel ca și la cărți, n-am cum să ajung chiar la toate miile de abonați sau de cei care se uită, pentru că cei care privesc sunt mai mulți decât abonații și n-am cum să ajung la toți, însă încerc să spun și eu cât mai multe. Bun, haideți să începem cu inițiala A, în nume sau prenume. Da. Aici văd că sunteți careva, că sunteți bărbați sau femei, nu contează. Văd un pic de încurcătură în relație. Se pare că unul din voi doi nu sunteți singuri sau unul din voi doi este căsătoriți. Lucrurile nu se vor îndrepta. Încă sunt încurcături. Nu văd un divorț. Cei care vă știți, da? Uite, alții vă gândiți la trecut, la cineva cu litera F, vă gândiți foarte mult la trecut, poate chiar și alte inițiale, L, F, deci vă, B, C, îmi cad din trecut, R. Pentru servicii care lucrează, nu stați chiar rău sau nu veți sta în următoarea perioadă chiar rău. Cineva din balanță vă gândește și aveți grijă unii dintre dumneavoastră la sănătate cu. Nu știu, hai răcelile să zicem că e iarnă și tot lumea mai răcește în perioada asta. Dar am rinichi aici, spate, rinichi sau organe duble. Pe bani să știți că veți sta bine în viitor și nici acum nu sunteți rău. Cei mai mulți dintre dumneavoastră, deci se pare că aveți continuitate. Da, sunt un pic pe dragoste, un pic așa. Nu că nu v-ar merge bine, dar văd niște încurcături aici. Și ca să vă mai spun, cei care aveți parteneri totuși cu litera I, cu O, cu T, nume sau prenume, chiar și cu L. Să spunem că în următoarea perioadă veți avea un pic de liniște și cu inițiala de B, da? Bun. B, în nume sau prenume.
Aici cineva se ține de mână cu o literă de M, alții v-ați întâlnit sau ați vorbit cu cineva cu litera R din trecut. Ați fost wow că v-ați întâlnit cu acea persoană, ați întâlnit pe cineva, dar nu va mai continua relația. Cei care sunteți căsătoriți, sunteți stabili. Am probleme că aveți probleme cu sinuzita, cineva de aici cu litera B, aveți grijă. Și realizări la muncă sau servici cu litera muncă, job, afaceri sau orice, cineva cu litera M. Și văd foarte cineva din, nu știu, poate plecați și voi nimic de zis, mai ales dacă aveți, dacă plecați într-o gașcă aici, parcă plecați undeva, dar la unii dintre dumneavoastră vine și cineva de la drum. Unii plecați într-adevăr la drum, dar alții chiar veniți de la drum. Vă cad călătorii aici, multe călătorii. Și călătorii, dacă aveți cu inițiala de când nume sau prenume, cineva care trebuie să vină va veni. Sau o să vă dea veste cel mult. Da? Deci aveți grijă la sinuzită, la cap, la banii sunt, dar sunt puțin și în grupulețe. Deci, nu știu, e ca și cum nu i-ați luat pe toți sau dacă aveți de luat bani din mai multe părți, e, nu știu, e ca o rată care vă vine, poate aveți și de dat, dar pe mine mă interesează ce bani aveți de luat. Și cineva, careva dintre voi, o veți face o afacere sau sau vă rezolvați o problemă cu cineva cu litera I și cu litera D. Inițiala de când, nume sau prenume. Ia uite ce înălțare frumoasă aveți. Aveți abundență, vă vor veni banii. Au venit bani, mai vin bani. Ați fost plecați în străinătate de curând, da? Bineînțeles, veți mai pleca. Multe persoane în jurul vostru. Da? Și care sunteți blonzi, blonde. Eu zic să aveți grijă la servici, la muncă, care sunteți mai deschiși la piele sau la păr. După aceea veți avea câte curând cu cineva cu litera A, totuși realizări, multe realizări cu inițiala de A, de R, de asemenea cu inițiala de C, drumuri, petreceri și foarte multe datorii. Cineva cu litera D vă iubește în nume sau prenume. Și zic să fiți un pic mai pozitiv, părerea mea. Da, să fiți mai pozitiv pentru că cineva aici vă rezolvați o problemă cu cineva cu inițiala de D în 4 zile sau 4 săptămâni. Și aici mai pot să spun că dacă veți fi pozitivi în anumite situații, nu știu, o să vă perceapă lumea altfel și veți avea mai mult noroc, ca să zic așa, sau veți atrage mai mult bine, da? Inițiala de D, nume sau prenume.
Vă văd că veți călători cu trenul în următoarea perioadă. Cineva, poate nu toți, bineînțeles. Cineva cu inițiala de B, nume sau prenume, v-a întors spatele. Și cineva cu L. Aveți grijă la inițiala de L. Aveți un dușman aici cu litera I sau J. Cineva este gelos pe dragostea voastră sau pe o următoare relație sau pe o următoare, nu știu, cunoștințe, ce. Pe cunoștințele pe care le veți face, nu știu, dar mă gândeam acum dacă e pe dragoste, s-ar putea totuși să fie dragoste aici și să vă urească cineva, să fie gelos pe voi. Cineva dintre voi va merge la spital, să știți, în următoarea perioadă, îmi pare rău, da? Probabil că aici simt că sunt copii mai mici, sub 12-14 ani. Dacă văd o răceală puternică, un guturai, un gât, o trahee, o ceva, văd foarte multă boală la gât aici. Dar văd și copii ținându-se de mână cu cineva, de aceea am spus că nu merg singuri la spital. Un pic de agitație la inițiala de D. Veți avea în curând un profit cu inițiala de C într-o zi de marți sau de miercuri. Cu cineva cu litera C de la. Poate să nu fie din același oraș cu voi, da? Și. Nu știu ce acte mai puteți semna până la sfârșitul lunii, dar văd un fel de forțare de semnare de acte. Nu știu ce să zic. Ați avut dușmane aici, să știți, ați avut, aveți, nu știu ce se întâmplă, cert este că până la urmă îmi iese că veți călca cum ar fi dușmanul pe cap sau șarpele pe cap, cum îmi place mie să spun. Inițiala de E, nume sau prenume. Veți mai pleca într-o țară unde ați mai fost, alții într-o țară arabă, alții peste ocean. Ia uite, într-o țară cu litera A, chiar în America, pentru că, uite, văd statuia Libertății întoarsă, deci s-ar putea să se întâmple ceva acolo, sau dacă nu se întâmplă, or să vină probabil vremuri grele, pentru că mi-a ieșit statuia întoarsă. Însă ce voiam să vă spun, dar cei care ați mai fost în ultimele 6 luni sau anul ăsta, în străinătate, vă întoarceți în țara în care ați mai fost. Da, aveți realizări cu inițiala de S, cu inițiala de M, cu inițiala de A. Aici văd, nu știu, vânzări, clientelă, și aici văd acte. Văd acte și până la 67 de ani, indiferent cât aveți acum, până la 67 de ani o să vă mai cumpărați ceva. Aveți momente, unii dintre voi care sunteți plictisiți, vă văd pur și simplu. Vă plictisiți. De ce vă plictisiți unii? Că eu n-am timp nici să respir. În fine. Aveți grijă la amețele, aveți grijă la inima, aveți grijă cineva, ori careva din voi sau o cunoștință, o prietenă sau cineva apropiat a făcut odată un AVC-ul să-i mai fie rău, dar aveți grijă cu capul totuși și cu și cu amețelile, e ca și cum v-ar lipsi ceva din corp în următoarea perioadă. Inițiala de F, nume sau prenume. În următoarea perioadă să știți că veți avea
veți avea anumite probleme pe care nu le veți rezolva atât de repede sau nu anul ăsta. Este un drum dificil de parcurs. Unele sunt obișnuite cu doamnele și tot în... Deci unii dintre dumneavoastră mai trebuie să așteptați 3 luni sau 5 luni să vă mutați sau și cei care sunteți singuri și doriți un partener până în luna iunie la anul veți fi și voi cu cineva, sunteți supărați, sunteți un pic supărați aici, să știți. Sunteți un pic și aveți, aveți într-adevăr un pic de probleme și greutăți în a vă rezolva anumite situații, dar să nu credeți că rămâneți așa, da? Și aici văd cineva cu litera S și cu vă țineți de mână și cu cineva cu litera A, unii dintre voi aveți o relație, dar văd aici totuși și o inițială de S care nu este sincer sau sinceră cu voi, trebuie să vă feriți un pic, da? Cineva cu litera S cred că vă face... Și cineva cu litera O, S și O, Sorin, Sorina, S, O, Oana poate să fie, Simona, aici la inițiala de F, să știți că cineva vă face farmece. Sau vă urăște atât de mult, deci aici trebuie neapărat să faceți ceva. Neapărat. Neapărat. Inițiala de G, nume sau prenume număr, în următoarea perioadă. Ia uite, vă, nu știu ce aveți și voi. Vă exilați, fugiți de cineva cu litera D sau din care e născut în luna aprilie, un berbec. Nu știu, vă veți supăra un pic. Alții dintre voi mai plângeți după cineva care a decedat, încă vă mai gândiți. Avem drumuri scurte într-un alt oraș sau, dar nu foarte departe de voi, ca și cum nu. Cred că tot cei care a murit cineva, că tot vă văd că mergeți la o groapă, la un cimitir sau vă gândiți mult la cineva care a murit. În ziua de joi, joia asta, joia viitoare sau când o să, joia viitoare, joia cealaltă, când veți asculta această citire, să știți că veți primi totuși o veste bună care o să vă bucure și eu zic să nu mai stați așa de retrași, da? Unii dintre voi plângeți după cineva care a fost foarte fidel. Alții dintre voi veți cunoaște pe cineva cu litera A și L, dar nu știu, poate fi și Laura aici sau la sau cu G. Deci la cei cu G, nume sau prenume, veți cunoaște pe cineva, Laurențiu, Laura. Sau dacă vă uitați voi cu litera L și aveți pe cineva cu litera G, o să... nu știu, simt că va merge relația în continuare și vă vin și niște bănuți, cineva aici, nu știu ce faceți, vă văd că șofați mult, dar faceți și bani din asta, nu este neapărat că aveți camion, poate aveți și școala de șofer sau ceva de genul. Inițiala de H și nume sau prenume. Wow, aici v-ați apucat... Unii dintre voi, uite ce faceți, ritualuri, mergeți la biserică, vă rugați pentru cineva cu litera B. În două luni, două săptămâni, meditația care ați făcut-o, bisericile pe unde ați fost, ritualurile, să știți că o să vi se îndeplinească, da? Vi se vor îndeplini la ceea ce ați gândit sau pentru ceea ce v-ați rugat, o să vă iasă. Și aici aveți inițiale cu, nu știu, niște persoane, în orice caz de bine, cu R, cu B, cu R,
Cădeți într-o aglomerație, se pare că o să faceți și veți trece peste un pod. Nu știu dacă mergeți la mare sau sunteți de la mare, dar veți trece un pod și da. Veți descoperi anumite mistere. Unii dintre voi veți descoperi niște adevăruri. Da, vă spun 100% aici, până la sfârșitul lunii veți descoperi niște adevăruri. Niște adevăruri. Veți descoperi ceva. Ceva ce nu știți. Da, vor lua lucrurile o întărsătură. Aici poate fi și pe dragoste, dar poate fi și pe afacere. Și da, veți intra nu știu, veți face reguli. Simt că veți face reguli, veți schimba ceva. Nu știu, veți face dreptate, veți face dreptate, veți face niște reguli, veți face ordine, veți termina cu ceva sau veți face curățenie într-o anumită situație și asta destul de repede, da? Iniziala de ei, nume sau prenume, aveți o speranță că copiii voștri sau cei care aveți se vor căsători sau cineva o să-și mai găsească vreodată vreo relație pe lumea asta, este cineva, poate să fie oricine, e cu litera M, poate să fie Mariana, Mihaela, Magnolia, nu știu, habar nu am, dar multe M-uri aici, deci este clar, vă gândiți la cineva cu litera M să-și găsească, sau poate e bărbat, sau Marian, și vreți să-și găsească pe cineva neapărat această persoană nu va rămâne singură, dar aveți această speranță că o să-și revină unii pe dragoste, alții pe, probabil că aveți copii, familie sau ceva, inițiala de ei, nume sau prenume, da? Da, vor reuși, că sunt în afaceri, că servici, că vor reuși până la urmă, de la anul din vară, or să le meargă foarte bine de la anul din vară, da. Și până atunci, dar mai au un hop foarte mare de trecut, e ca și cum mai au ceva de făcut, da? Și după ce scapă de acest hop, or să înceapă să le meargă și lor mai bine. Aveți grijă la picioare, aveți grijă la spate, foarte multe persoane aici cu picioarele, cu spatele, cu șoldurile, probleme. Copiii își vor reveni, aveți o speranță și voi, unii dintre dumneavoastră, că vă veți muta. Cine este cu ei, veți avea parteneri cu litera P, B, S, L, la el e așa și așa, un pic cam întoarsă această persoană. Veți avea parteneri cu litera G, nu o singură persoană pe toți, da? Fiecare, ori poate unii îi aveți deja, veți merge înainte cu ei. Bani aveți una, două, trei, patru, indiferent că aveți afaceri, că sunteți la pensie, că sunteți nu știu, cumva vă descurcați aici, cineva din voi mai și vinde ceva, nu știu ce vindeți aici, pantofi, nu știu ce vindeți, pantofi, cizme, nu știu ce faceți aici, da, mulți dintre voi ați fost generoși, dar ce să facem? Acum toți avem poate dușmani sau eu știu oameni care ne ură sau ne invidiază, dar veți fi generoși în următoarea perioadă, însă veți primi și ceva cadouri nesperate, da? Cine cunoaște cineva cu litera K, să știți că o să vă sune. Sunteți indecise pentru a lua o hotărâre cu cineva cu litera K, nume sau prenume. Iar până la anul în toamnă vă cade o semnătură. Preluați o casă, vă cumpărați o casă, vindeți o casă, faceți un schimb de o casă. Puh, da. Inițial, da, mai durează aici la ei cu
mutatul vă hotărâți de-abia peste vreo 2 puncte, 2 luni. Da? Inițiala de J, nume sau prenume? E cineva la Madrid aici cu J, nume sau prenume? Nu știu, vă cade drum. Schimbați orașul, schimbați țara, nu știu ce faceți aici. Multă dragoste veți avea în viitor, noroc de dragoste aici la litera J, nu știu, bine, nu toți acum, dar veți avea noroc. Veți merge în 4 puncte, în 4 locuri. Nu știu, văd că mai faceți și voi aici ceva ritualuri ați făcut. Există o posibilitate și o speranță să vă căsătoriți la un moment dat. Deci s-ar putea unii dintre voi să se mai mărite, chiar și cei care ați avut câte 2 căsnicii. Și aici foarte bine aspectate sunt inițiala de G, de P, și H, așa și așa. Deci vă poate cade în viitor și o căsătorie. Aveți grijă, cei cu litera J, unde mergeți și ce faceți, pentru că îmi cade un pic de risc cu mașinile, cu condusul. Inițiala de capa, nume sau prenume. Vin bani mulți aici, vin bani mulți. Aveți o fantezie sexuală care o să până la urmă o să vă îndepliniți acest vis. Nu știu, probabil că visați la o persoană și foarte bine pe muncă, pe servici, pe afaceri. Acum că aveți, că nu aveți servici, nu știu, bănuiesc că normal cei care muncesc sau cei care, deci mă gândesc că aici au mai mult noroc care aveți afaceri. Dar da, vă cad bani și realizări în următoarea perioadă, da? Așa. Inițiala de el, în nume sau prenume, vă țineți de mână cu litera M, cu litera T, cu litera R, sau dacă nu veți cunoaște, da? Aveți grijă și la despărțiri. Mulți dintre voi sunteți predispuși și la despărțiri, tot cu aceste inițiale. Deci aveți noroc să rămâneți cu aceste persoane, dar aici am un pic o problemă. Nu știu ce se întâmplă, că noaptea vă apucă nebunia. Vă certați, urlați, țipați, sunteți plictisiți, vă caută, vedeți la acest trio, să nu unii dintre voi poate aveți pe cineva cu litera S, cu litera T. Aveți grijă pe data de 18. Știți ce se întâmplă vouă? Pe 16, da? Pe 16 și pe 18. Aveți grijă toți care sunteți în relații, mai ales dacă de-abia le-ați început. Da? Și chiar și dacă sunteți în relație sau și căsătoriți și sunteți predispuși la a țipa. Da? Aveți sumă cu 3 de dat, veți rezolva anumite probleme și voi în final. Iar sâmbătă este ziua, într-o sâmbătă este ziua voastră norocoasă, veți rezolva o problemă, dar fiți atenți pe 16 și pe 17, pentru că nu știu, aveți și vă apucă noaptea, nu știu cum să zic, da? Vă apucă noaptea nebunia, da? Inițiala de M, nume sau prenume. Aveți grijă, cheltuiți prea mulți bani. Vă plimbați cu teleferic, veți merge la munte? Mulți dintre voi aici, da? Teleferic cu telecabină, în fine, că tot telecabină, teleferic, nu știu ce e aici. Da. Aveți parte de dragoste, o să aveți de unde alege, nu prea sunteți hotărâți, sau
ce vreți voi nu vine atât de repede și ce nu vreți nu vă place, adică și ce vine nu vă place, deci asta e pentru următoarea perioadă. Aveți niște ambiții extraordinar, foarte mulți dintre voi vă niște ambiții aici, mai ales cei care de sunteți cu inițiala de M. În 5 zile, 5 săptămâni veți rezolva ceva, veți răsufla ușurați, veți avea o ambiție extraordinară să vă rezolvați niște probleme în 4-5 luni, poftim cel mai târziu sau până la anul în mai. Căutați compania unor oameni, veți cunoaște niște oameni străini și vă spun 100% că indiferent ce probleme aveți, că sunt pe sănătate, că sunt pe bani, că e pe muncă, pe orice, vă dau cuvântul meu de onoare că voi, până pe 9 mai, voi veți fi foarte bine. Deci aveți răbdare. Văd aici că e ca și cum pur și simplu nu mai aveți răbdare, că ați obosit, da? Dar eu vă spun 100% că lucrurile se vor îndrepta. Multe inițiale, nici ce să vă spun aici, că nu știu, mergeți, umblați, veți cunoaște multă lume. Inițiala de N, nume sau prenume. În 3 puncte veți suferi o despărțire. Da, aveți grijă. Ce să fac? Acum, eu nu mai știu. Eu nu vreau să vă bag în cap despărțirea asta la litera N. Ori cunoașteți pe cineva și n-apucați să fiți cu persoana aceea, sau pur și simplu sunteți împreună și vă despărțiți. Dacă mă întrebați aici cam ce inițiale sunt de despărțire, n-aș vrea să vă spun și nu vă spun că. Știi, poate sunt 100 de persoane cu litera N și eu dacă spun inițialele alea, pe urmă intrați în panică, nu? Voi trebuie să aveți doar grijă să nu vă despărțiți de partener. Asta, just in case că totuși nu vreți. Dacă vreți, asta este, dar să știți că vă cade o despărțire în 3 zile, 3 săptămâni, maxim 3 luni. Vi se va pune pe voi o presiune foarte mare pe unii dintre voi pentru o anumită situație, nu pe dragoste, da? Nu știu, văd orașe cu B-A, B-A, nu știu ce e aici, cineva dintr-un oraș sau țară cu B-A, Bari, nu știu dacă sunteți pe acolo, se va pune presiune pe voi din multe puncte de vedere, dar pe de altă parte. Și voi, dacă vreți să schimbați ceva, trebuie să reîncercați. Până pe 10 ianuarie vă puteți rezolva problema, aveți energii bune pentru a schimba lucrurile, să știți. Da, aveți grijă cu certurile și cu. Dar ca și banda, multă presiune, da, multă presiune și foarte multă grijă și la sănătate până la urmă. Uite, asta este partea voastră până acum. Inițiala de O, de nume sau prenume. Aoleu, uite ce încurcături mai sunt și pe aici. Vedeți că sunteți cam imoral sau cineva din familie o să vă facă de rușine sau voi vă faceți de rușine la inițiala de O, în nume sau prenume, încurcături, minciuni, înșelătorii. Nu prea îmi place ce cade aici în viitor. Cineva e ca și cum v-ați ascunde unii de ceilalți. Sau faceți ceva, sau cineva v-a pus gând rău. Sau pur și simplu vă simțiți un pic rău. Aveți grijă și cu sănătatea. Da? Vă văd foarte agitați pentru că nu vă este o. Nu știu, parcă vreți să schimbați aici ceva, nu neapărat casa, nu, să schimbați, dar nu știu ce, un program de lucru, un program de ceva, nu mai puteți să duceți, trebuie să vă ajute cineva cu litera R, vă cade aici, o renoire, o refacere, o.
Da, aveți grijă cu sănătatea. Cred că cel mai mult sau cu serviciu, cu programul, cu nu știu, cam de pe 20 ianuarie cred că încep și lucrurile la voi să se mai îndrepte. Da? Cam singurei unii dintre voi, chiar dacă aveți pe cineva, vă simțiți un pic singuri. Alții nu, bineînțeles, poate alții nu, dar asta este energia care apasă aici de singurătate, de un pic. Vă simțiți singuri sau neputincioși, da? Bun, inițiala de pe nume sau prenume. Ia uite și la pe. Un nou început, să știți. Nou început în relații, bani, realizări în următoarea perioadă. Și poate chiar cineva rămâne și însărcinat aici. Cu nouul ăsta a început, să știți că se poate întâmpla să aveți și parte de cineva va rămâne însărcinat ori din familie, ori voi, ori, da? Vă iubește cineva cu litera G sau cel puțin vă gândește. Aici este cam ce nu știți, da? Și dacă aveți parteneri deja de lungă durată sau de mult, să știți că acești parteneri vă sunt cumva devotați, văd aici, da? Devotați și da, nu cade rău. Doar că văd aici pe cineva care tot slăbește, 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 nu știu, ori știți, ori trebuie să merge la doctor, ori munciți foarte mult, nu știu ce e aici, că văd că slăbiți. Sau faceți foarte mult sport. Da, nu știu ce să zic aici. Ne-a căzut rău, dar văd totuși boala aici, unde se slăbește așa. Tot slăbiți, slăbiți, aveți grijă. Dacă țineți și diete, să nu, da, să nu slăbiți prea mult. Inițiala de R, nume sau prenume. Pe data de 5 v-a lipsit ceva, vi s-a furat ceva, ați pierdut ceva. Sau dacă nu, aveți grijă totuși pe 5 ianuarie, dar eu văd că e ceva din trecut totuși sau cineva v-a furat cu ceva. Sau ați pierdut pe cineva. Sau poate ați pierdut pe cineva. Da? Sunteți majoritatea foarte obosiți. Aici v-aș sugera să luați o pauză și să vă reevaluați. Aici văd din nou inițiale cu M, cu E, cu I, probabil că sunteți împreună cu aceste persoane. Și veți pleca, nu știu, într-un oraș sau țară cu litera S. Unii dintre voi sau veniți dintr-o țară cu litera S și veți fi fericiți și la masă cu, uite, bucurie, da? Deci nu toți vor avea parte de pierderi, da? Nu știu, aveți grijă. Ce să zic, acum eu nu pot să zic care R, da? Care sunteți cu inițiala de R, care ați pierdut sau veți pierde aici. Inițiala de S, nume sau prenume. Hola, aici, nu știu, aici aveți ceva în cap, acum v-ați gândit la ceva, indiferent ce, nu pot, nu-mi dau seama la ce v-ați gândit, să știți că veți reuși, dar e ca și cum veți călca pe cadavre aici, da? Dar în 7 zile, 7 săptămâni, 7 luni veți rezolva ce aveți voi mai greu de făcut, veți rezolva, da? Veți avea parte de bani, inițiala de A care vă ajută, veți avea un nou
început printr-o operație unii dintre voi, printr-o, nu știu, dar vă reveniți dintr-un anumit punct de vedere, veți fi foarte abili în următoarea perioadă. Unii dintre voi, bineînțeles, nu toți, însă veți fi ca, nu știu, foarte, foarte bine dar veți călca pe cadavre, cum am spus, și vă veți rezolva problemele. Bani vă cad, uite, cineva cu litera S se întoarce la voi sau voi vă întoarceți la o persoană din trecut. Aveți totuși grijă să nu fiți dezamăgiți că vă cade un mare necaz cu cineva din trecut sau veți afla de această persoană din trecut care are un mare necaz. Mare grijă, da? Bun, inițiala de Ș, nume sau prenume. Veți cunoaște, dacă n-ați cunoscut foarte repede, pe cineva cu litera R de la drum, litera A. Veți cunoaște, veți face noi cunoștințe, un bărbat nou de la drum sau mai mulți și veți avea bucurie, bănuții vin, aveți grijă cu nervii, cu capul, să nu răciți în următoarea perioadă. Sărbătorile care credeți că sunteți singuri, nu le veți face singuri, s-ar putea cu prieteni, cu iubiți, cu iubite, aici aveți o teamă. Dar lucrurile vor merge spre bine și veți primi bani neașteptați. Inițiala de T, nume sau prenume. Aici vă sună cineva cu litera L care este foarte supărat pe voi. E cineva întors. Alții dintre voi aveți grijă cu spatele sau cu coloana pentru că veți avea probleme. Aveți grijă că îmi cade căzătură pe scări, mare grijă, da? În viitor veți face o alianță cu cineva cu litera B, R, M, cu Ramona. Cineva aici cunoaște o Ramona, cine e cu T, nume sau prenume, să știți că veți fi cu cineva Ramona sau cu o Ramona va fi cu cineva cu litera T, ț, în nume sau prenume. Acum eu sunt la T, dar da, cine mai știe exact de ce e ceva aici? Sau pe de altă parte, poate dacă aveți un proces, să știți că vă veți chinui mult să-l câștigați, dar e cum pe legătură. N-aș putea să vă spun acum, de pe foaia asta îmi iese că cum să zic, o să vă mai luptați, mai aveți un pic de pierdere de timp. Inițiala de ț, nume sau prenume, aveți grijă la următoarele perioade. Vă văd un pic triști, vă văd triști, îmi pare rău să vă spun, dar triști nu poate să neapărat toată luna, poate, da, cine știe, 3 zile, foaia asta duce mai mult, dar aici triști pentru că și voi vreți să fiți așa, nu vreți să schimbați nimic, sunt neajunsuri la unii dintre voi, dar văd că până la urmă situația se va îmbunătăți, iar cei care aveți afaceri, se pare că cum necum o să mai câștigați bani, da? Inițiala de un nume sau prenume. În următoarea perioadă, multă, absolut multă muncă cu cineva cu litera, nu știu, I, P, A, H, foarte multe persoane văd. Ori vă întâlniți cu foarte multă lume, dar munciți și foarte mult, veți munci foarte mult în următoarea perioadă. Aveți mare grijă la să nu dați bani fără număr, da? Aici cuiva și cineva schimbă o mașină, nu știu, o mașină, nu știu, schimbați ceva. Inițiala de V, nume sau prenume. A, ce frumos e aici. Cât de curând veți începe să faceți lucrurile cât mai perfect,
cât mai înălțătoare, veți schimba atitudine, veți schimba tot stilul de îmbrăcăminte, cum vă coafați sau cum vă tundeți. Aici o să vă vină bani de la cineva cu litera G, vă gândește cineva cu litera B, liniște și fericire în familie, lucrurile încep să se așeze, plus că vă veți face și bine, da? Inițiala de X, nume sau prenume, vă spun că în 3 luni de zile o să aveți o despărțire, să știți, cineva vă întoarce spatele, dar poate să fie oricine, deci chiar și o prietenă sau un prieten, nu neapărat, da, așa. Vă este jenă să începeți o nouă relație, nu știu de ce, de cine vă este frică, de cine vă este jenă. Da, e... Nu e rău, dar nu e nici bine. Inițiala de Y, nume sau prenume. Da, veți face... Nu știu, veți găti mult în următoarea perioadă, dar nu neapărat că sunt sărbătorile. Ori vă place vouă să faceți ceva în mod normal și acum vă tot v-ați luat asupra voastră, da? Și o să aveți niște întâlniri, nu neapărat foarte frumoase, adică foarte încântătoare, dar aveți bani sau vă cumpărați ceva ce vă distrează, ce vă place și o să fiți mai liniștiți. Inițiala de Z, nume sau prenume, să știți că trebuie să ieșiți foarte mult la aer, să vă plimbați, veți avea în următoarea perioadă foarte multe drumuri de făcut, veți avea realizări, vă cad și bani, dar vă doare mult stomacul, veți merge și la un doctor sau și capul. Așa, văd un bărbat brunet lângă voi. Deci veți avea o realizare cu un bărbat brunet, ceea ce nu mai credeți voi, dar cineva este lângă voi și va fi lângă voi și cineva cu litera I în viitor și cu F. W, nume sau prenume. Și aici văd niște încurcături, aveți drumurile un pic închise în următoarea perioadă, aveți, nu știu, aveți grijă cum mergeți, ce faceți. Aveți o problemă cu apartamentul sau cu casa, cei care sunteți cu V, nume sau prenume, cu W, aveți grijă că o să vă curgă ceva sau nu știu, aveți o problemă cu un perete, cu niște geamuri, cu, nu știu, vreți să schimbați ceva. Și cineva de la copii, dacă aveți copii, să știți că nu vor lua următorul examen sau vor face niște prostioare la școală. Bun, cam asta a fost pentru astăzi, citirea pe inițiale. Mulțumesc frumos pentru vizionare, ne vedem sau ne auzim la următorul videoclip. La revedere!